Salut, stimați prieteni! Am primit multe întrebări după participarea mea la emisiunea Natalie Morar, la care m-a invitat săptămâna trecută. Am primit un mesaj telefonic, după care m-a telefonat și m-a întrebat dacă aș vrea să particip la această emisiune. Am spus, bineînțeles că da, ar fi o confruntare de idei interesantă, ar fi un loc potrivit să ne măsurăm cu puterile, să ne măsurăm cu argumentele în contextul în care toată această poveste este foarte controversată și cu siguranță va atrage foarte mult atenție publică. Colac peste pupăză unde mai pui că toată presa, așa zis, liberă și independentă, aș vrea să spun culcată sub pas, are o listă neagră în care m-a inclus și pe mine pentru faptul că îmi permit să spun cei ce lor nu le place, îmi permit să spun lucrurilor pe nume și atunci au zis fără bilețchi, nu-l mai chemăm absolut deloc. Deși înainte mă invitau și destul de des înainte, adică până la guvernarea PAS. Prima întrebare firească din partea dumneavoastră a fost de ce ai acceptat? Pentru că mi se pare normal. Pur și simplu. Și în momentul în care primești o invitație, deja trebuie să dai un răspuns afirmativ. Pentru că dacă ești politician, dacă te ocupi de politică, trebuie să dai curs invitațiilor pe care le primești și trebuie să vii să răspunzi la întrebări. Trebuie să vii să faci față dezbaterilor, de idei, de opinii și acest lucru mi se pare absolut firesc, mi se pare nefiresc în general existența unei astfel de întrebări, de ce mergi să vorbești cu cineva public, adică nu cumva pe ascuns, pe la telefon, prin baruri, mergi public să se filmeze, să primești niște întrebări de la o persoană care împărtășește alte idei și viziuni cu care să faci o confruntare de idei destul de logică, destul de argumentată și chiar necesară. 2. Păi de asta e Natalia Morar. Păi anume că e Natalia Morar. Anume, to tocmai de asta că este Natalia Morar. Poate cu o emisiune că cu doi unioniști în platou ar fi fost una plictisitoare și nu s-ar fi uitat nici o mie de oameni. Dar iată că emisiunea cu Natalia Morari a acumulat aproape 100 de mii în mai puțin de o săptămână de zile. 100 de mii de vizualizări pe YouTube nu este deloc o cifră mică, în contextul în care alte emisiuni de la alte televiziuni destul de mari și bine finanțate acumulează de 4-5 ori mai puțin. Păi, da, asta e Natalia Morar, domne, că e cu Platon. Eu vreau să vă spun că foarte mulți din pas știau că Natalia Morar are o relație cu Platon, fapt care nu îi împiedica absolut deloc să vină la emisiunile ei de la TV8 și chiar să țină în taină acest lucru de dumneavoastră. Vreau să vă spun că Natalia Morar, spre deosebire de alte jurnaliste care pretind în continuare că sunt corecte, că sunt cinstite, că sunt oneste, că nu au nimic în comun cu politicieni, așa mai departe, și-a asumat public să vă spună. Acum, Ține de competența și creierul dumneavoastră să vă dați seama că în anumite momente și exprimări, Natalia Morari cu siguranță va ține cu vecea Slav Floton în virtutea faptului că are o relație personală cu acesta. Acum, în același timp, nu pot să spun același lucru despre Angela Gonța, spre exemplu, sau Mariana Rață, care în continuare pretind că nu au conflicte de interese, că nu au relații personale și nu îi leagă absolut nimic, nimic de niciun politician pur și simplu dumneavoastră încă nu cunoașteți acest lucru. De asta și considerați că ele sunt sfinte, iar moral este, este demon. Da? Despre sfinți și demon, dacă vorbim. Acum, ca să fie foarte clar, e ca și cum fiii care ar avea ceva de ascuns, dar îl batem doar pe cel despre care știm ceva, care nu ne mai ascunde, dar ne-a spus-o public. Foarte bizară, foarte stranie logica asta oamenilor, dar în fine. Eu vreau să vă spun că eu am criticat-o dur pe Natalia Morari și am criticat, am criticat televiziunea în patru și pe Gheorghe Gonța inclusiv. Și ei totuși sunt unicii doi jurnaliști care m-au invitat la emisiunile lor și unde mi-a fost garantat dreptul la exprimare, unde mi-a fost garantat dreptul la opinie, unde mi-a fost garantat dreptul la replică. Celelalte televiziuni pe care le-am vizat, cum ar fi TV8, n-au făcut acest lucru niciodată, nici până în prezent. Pentru că celelalte televiziuni confundă Jurnalismul cu propria lor vacă. Așa cum spun rușii, eta nașa carova, îi mâi o doim. Asta e vaca noastră și noi o mulgem. Iată că Gheorghe Gonța și Natalia Morare au fost unicii care m-au invitat și s-au pus la o masă cu mine, mi-au întins microfonul și mi-au dat emisie directă să vorbesc cei ce simt, să vorbesc cei ce cred, chiar dacă i-am criticat. Oare nu așa ar trebui să procedeze un jurnalist? indiferent că îi place de mine sau nu îi place de mine, oare nu așa ar trebui să procedezi un politician, indiferent dacă îi place de, de, jurnalist sau nu? Atunci când vine vorba de lucru, trebuie să vii în față și să dai răspuns la întrebări. Eu cred că celor din pas le este frică. Le este frică de o astfel de emisiune, le este frică să vină ei la o astfel de emisiune și să înfrunte în față. Nu bătăi, că nu avea să ne tragem de păr, nu avea să urlăm sau să zbărăm. Sunt alți activiști plătiți pentru asemenea show ca să vă hrănească cu pâine. Pardon, nu cu pâine, doar cu circ ca să vă hrănească cu circ, să distreze opinia publică și să vă distragă atenția de la ceea ce cu adevărat contează, aplicând tactica petarda mediatică. Atunci când se întâmplă ceva important aici, partea cealaltă va exploda o petardă, va apărea o Maria Olar, va urla cineva, cineva se va apuca de păr, astfel încât să vă distragă atenția de la ceea ce contează. Eu cred că lor pur și simplu este frică să vină și să-și asume o astfel de dezbatere, o astfel de confruntare de idei și opinii. Deși politicianul ar trebui neapărat să vină. Eu personal, de-a lungul vieții, de-a lungul micii mele activități, este mele activități politice, am fost și la Pro TV, și la Moldova 1, și la Vocea Basarabie, și la TV8, și la Jurnal TV, și la RTR Moldova, și la NTV, și la Accent TV. Adică tot spectrul. Pro-european, pro-unionist și pro-rus. Am fost peste tot. Pentru că la NTV Moldova, spre exemplu, care aparținea pe vremuri lui Corneliu Furculiță și Partidului Socialistilor, era unica mea posibilitate de a ajunge în fața unor persoane care au altfel de idei și care nu au ochi să vadă ideea mea. Era unica modalitate să mă adresez, să vin cu un mesaj pentru ei, în speranța că măcar pe câțiva o să-i conving, sau cel puțin din zona negativă o să-i tragă în zona neutră. Că o să pot să le șterg cu bureta acea percepție că unioniștii sunt fasciști, sunt nebuni, sunt duși cu pluta, ci din potrivă sunt băieți școliți, educați, care vorbesc civilizat, care știu ce înseamnă democrația, care știu să-i respecte inclusiv pe cei care gândesc altfel decât ei. Iată o astfel de proiecție am încercat eu să construiesc și încerc să fac acest lucru și în continuare. Se pare că guvernarea PAS nu prea le are în comun cu democrația, toleranța, discursul, pluripartidismul, dezbaterea și, bineînțeles, transparența. Pentru că trebuie să fii maxim de transparent ca să, și maxim de curajos în acest sens ca să vii în platoul unei emisiuni în care scenariul nu este regizat. Ori ei vin doar la emisiunile în care scenariul este regizat și planificat din timp, ei vin doar la emisiunile unde li se comunică din timp întrebările, astfel încât să dea răspunsurile potrivite și nu cumva să fie prinși în situații incomode. Haideți să fim sinceri că pentru nimeni acest lucru nu este o noutate. Iată dacă ar veni cineva de la pas la Gheorghe Gonța, cineva din vârful puterii pas la Gheorghe Gonța sau la Natalia Morar, asta ar fi într-adevăr wow. Eu aș spune, da domnule, chiar dacă nu-ți place, îți asum această dezbatere. Și am să vă explic foarte simplu de ce. Mie, spre exemplu, când mi se rețin taxele și impozitele, când mi se reține din orice, chiar și atunci când cumperi o pâine, chiar atunci când primești salariu, nu mă întreabă nimeni dacă îți place sau nu pasul. Dacă ești mulțumit sau nu de actul guvernării, dacă tu crezi că ei sunt buni și bravi, mie pur și simplu mi se rețin aceste taxe și impozite, o parte din care merge la finanțarea guvernării, o parte din aceste taxe și impozite, ale mele, proprii, merg în acele salarii, și pensii pe care le vor primi acești actuali deputați, miniștri și așa mai departe. Acum, la fel, nici ei nu ar trebui să dea prea multe întrebări atunci când vine vorba de o confruntare, atunci când vine vorba să primească întrebări de la oameni care nu le plac. Da, eu pot să nu fiu pe placul guvernării, dar eu am dreptul să dau întrebări din momentul în care eu plătesc taxe și impozite. În caz contrar, haideți să facem așa. Cui nu-i place pas, să nu mai chete impozite. Faci toate de posibilitate. Mă dezabonez de la pas și nu mai plătesc taxe și impozite. Cum ar fi? Păi iată asta și toată chestiunea. Noi ca politicieni trebuie să dăm răspuns și să dăm curs tuturor invitațiilor. Inclusiv celor care nu ne plac. Inclusiv celor care ne critică. Pentru că asta este democrația. Asta este transparența. Asta este dezbaterea. Asta este logica. În momentul în care nu faci acest lucru, tu viciezi democrația. Și viceversa, în momentul în care ești cetățean, chiar dacă nu-ți place guvernarea, te subordonezi cerințelor legale, plătești taxe și impozite și lupți prin mijloace democratice. În caz contrar, intrăm în anarhie. Ori tocmai asta promovează pas, să intrăm într-un fel de zombare și anarhie Pas și numai pas, exclusivism, să mergem doar la jurnaliștii lor, să urmărim doar sursele lor, să-i ascultăm doar pe ei și să-i credem doar pe ei. Nu, domnul, omul trebuie să fie multilateral informat, trebuie să audă informația din mai multe surse, să le confrunte, să le compare ca să ajungă la propriul său punct de vedere. Exact asta am făcut eu, chiar dacă am idei opuse, Natalie Morari. Am avut o dezbatere civilizată, necesară. Eu cred că oamenii au urmărit cu interes. Acest lucru fiind confirmat de numeroasele mesaje pe care le-am primit din Republica Moldova și în special din România, mesaje de felicitare și de încurajare pentru faptul că am dat curs acestei invitații și a fost una o emisiune foarte interesantă, drept dovadă putem vedea și cele peste aproape 100.000 de vizualizări mai puțin de o săptămână și în continuare voi da curs unor astfel de invitații. Reiterez, toate celelalte emisiuni care pledează că sunt libere și independente, nu mă invită. Și dacă despre Natalia Morar cunoașteți că este cu Platon, despre celelalte pur și simplu încă nu cunoașteți cu cine sunt. Așa că nu vă faceți iluzia că unii sunt îngeri și alții sunt demoni. Nu trăiți în această minciună și nu încercați să căutați, să căutați pe cei curați și pe cei murdari. Toți absolut vă spun cei ce vor ei. De asta voi trebuie să aveți creierul vostru, capul vostru pe umeri. Mulțumesc frumos și vă rog să distribuiți acest mesaj.